pe care îl bate Vasilio Cristocea. Pe colțul scurt de această dată, Dică, 1-0. Dar unde era marcajul? Haideți să vedem, Bunică, un zid din 4, șutează, Bunică, gol! Gol și maică nici nu se bucură, Romica Bunică. Gol reușit de Gloria Buzău, lovitură de teatru, moment uluitor. În acest final de meci păream că ne îndreptăm spre un deznodământ așteptat de toată lumea și vine această execuție magnifică a lui Romica Bunică, nu se bucură. Nu știm cum să interpretăm acest gest al lui Bunică. Cert este că veteranul își face treaba, egalează Steaua. Poate că îi pare rău, Silviu, că nu este un jucător acum votat de Steaua la Gloria Buzău. Ceea ce colegilor săi le-a fost imposibil. Au reușit Dino Eze mai întâi prin determinarea sa și apoi Bunică prin această lovitură liberă.